Primăria Municipiului Călăraș va efectua până pe data de 28 iulie o nouă acțiune de dezinsecție împotriva țânțarilor adulți prin tratament terestru pe raza Municipiului Călăraș, pe străzi, locuri de joacă și în parcuri. Tratamentul se va efectua în intervalul orar 0-6 dimineața, în funcție de condițiile atmosferice fiind posibilă prelungirea perioadei, fapt ce va fi comunicat ulterior. Substanțele active folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru Produse Biocide. Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare pe raza municipiului Călăraș, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.